Venit la această conferință de presă. Dacă până acum câteva ore campania ARD-ului era orientată spre a împărți românii între cei care sunt pro-Uniunea Europeană și cei care sunt anti-Uniunea Europeană, au văzut că această minciună grosolană, această campanie de manipulare nu a prins și s-au gândit să schimbe strategia. Acum nu mai este vorba despre cei care sunt pro-Uniunea Europeană și cei care sunt împotriva Uniunii Europene. Acum este vorba despre secesiune. PDL-ul împarte acum românii, sau ARD-ul, prin vocea lui Traian Ungureanu, împarte românii între ardeleni, cei care sunt buni, și munteni și moldoveni care sunt răi. În ideea că cei din Transilvania îi votează ARD-ul și cei din Muntenia și din Moldova ar vota USL-ul. Transmitem lui Traian Ungureanu și transmitem ARD-ului că și noi îi invităm pe cei din Transilvania să vină la vot și noi credem că românii au suferit sub regimul lui Traian Băsescu, indiferent de locul unde s-au aflat în această țară. Pensiile și salariile nu s-au tăiat doar în Moldova și Muntenia. Oamenii au fost dați afară și și-au pierdut locul de muncă nu numai în Muntenia și Moldova, ci și în Transilvania. Școli și spitale au fost închise și în Transilvania, nu numai în Moldova și Muntenia. Le spunem celor din ARD că și Moldova și Muntenia sunt tot România, tot la fel cum și Transilvania este România. Acest mesaj al PDL-ului, al ARD-ului, de separare a românilor în categorii, arată foarte clar că avem de-a face cu o formațiune politică ce atentează clar la siguranța națională. Și aici nu pot să nu fac legătură cu declarațiile privind autonomia făcute la Congresul PPE la București, aici, la noi acasă, când niciun lider PDL nu a luat atitudine. Nu pot să nu mă gândesc că Tökeș a fost vicepreședinte al Parlamentului European cu susținerea PDL-ului și nu pot să nu fac legătură cu toate intervențiile liderilor maghiari extremiști în Transilvania, când nici Traian Băsescu, nici vreun alt lider al PDL-ului nu a luat atitudine. După o campanie în care ARD-ul nu a reușit să convingă pe nimeni că sunt o alternativă pentru România, că au soluții pentru România, după o campanie în care n-au făcut decât să dezinformeze, să încerce să manipuleze, acum se pare că din disperare încearcă să separe românii în două categorii. Cei buni, care votează cu ei și din punctul lor de vedere, aceștia sunt toți în Ardeal, și cei răi care sunt în Moldova și Muntenia și care nu-i mai vor. Părerea noastră este că astăzi, pe 9 decembrie, românii au un decont cu Traian Băsescu și cu PDL-ul. Toți cei care au suferit vor veni la vot și le vor da o lecție, vor sancționa, indiferent că sunt în Moldova, în Muntenia sau în Transilvania. Aceasta era reacția noastră la declarațiile total irresponsabile a lui Traian Ungureanu, un om care stă mai mult la Londra decât în România. Probabil că va vota în diaspora. Ia avionul să duce la Londra să și să voteze. La fel ca liderul lor, Traian Băsescu, sunt oameni irresponsabili, oameni care pun în pericol și siguranța națională și viitorul țării noastre în Europa. Dacă mai întâi vorbea Traian Băsescu despre Moscova, despre Bruxelles, acum vorbesc despre secesiune și despre separarea Transilvaniei de Muntenia și Moldova. Dacă aveți întrebări. Aveți exit poll ceva? Nu, n-am nicio cifră de dat. Dacă aș fi fost abilitat, dacă mi s-ar fi spus să prezint niște cifre, le-aș fi prezentat, dar nu sunt încă centralizate toate și când le vom avea pe toate și... Dar pot să spun că după reacția celor de la PDL suntem în grafic.
disperarea cu care ies în conferințe de presă să ceară să iasă ardelenii la vot, cei din Transilvania, în ideea total greșită că acolo sunt votanții lor, cred că USL-ul stă foarte bine și vom obține o victorie destul de categorică. Cel mai bun indice nu este în acest moment un exit poll, ci disperarea celorlalți. Vă mulțumesc!